Un weekend medieval îi așteaptă pe severineni, începând de mâine. Cetatea medievală a Severinului va fi luată cu asalt de cavaleri și domnițe care își vor munta vineri taberele. Manifestările vor debuta sâmbătă dimineața cu ateliere de creație și concursuri culinare. Spre seară, publicul este invitat să participe la două momente artistice. În acest weekend, la Cetatea Medievală a Severinului va avea loc primul eveniment în aer liber după o îndelungată pauză provocată de pandemie. Festivalul medieval va începe de vineri, când vor fi amplasate taberele cavalerilor și domnițelor veniți să reînsuflețească cetatea. Sâmbătă și duminică vom avea parte de spectacole care vor încânta toți vizitatorii cetății medievale a Severinului. Așadar, sâmbătă de la 17:45, în curtea interioară a cetății va avea loc ospățul banului de Severin și răsplătirea bucătarilor. Este un spectacol reconstituire a unor obiceiuri nobiliare vechi, prezentate de gastronomie istorică, premierea concursului de bucătărie, momente de cântec și dans medieval. Ziua va continua sub miresmele concursului culinar, la care bucătare numiți își vor pune în evidență talentul și cunoștințele gastronomice. Seara se va încheia cu două momente artistice susținute de trupele Peregrini și Amor Flamis. Manifestările vor continua și duminică. Duminică, la fel, se vor deschide taberele. Dimineața, undeva în jur de 11-12, va fi în fiecare zi deschiderea, și duminică vor fi și antrenamentele deschise și acele lupte tradiționale până undeva în jur de orele 15:30-16, când se va închide și acest proiect. Proiectul este cofinanțat din fonduri europene prin programul Interreg IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia.